Bun găsit la primele știri ale zilei, sunt Laura Angelescu. Doi bărbați au fost încătușați de procurorii DIECOT din Brașov sub acuzația de trafic de droguri de risc. Anchetatorii au efectuat două percheziții în acest caz, iar în momentul în care mascații au intrat în locuința uneia dintre inculpați, vechi client al oamenilor legii, bărbatul a aruncat prin geam un borcan cu droguri. Recipientul a fost recuperat însă de anchetatori. Amănunte ne dă Amelia Vulcu. În acest dosar s-a realizat, spun surse judiciare, și un flagrant. Unul dintre inculpați a vândut cannabis unui investigator sub acoperire la prețul de 60 de lei gramul. În funcție de client însă, prețurile la cuprins între 45 și 60 de lei gramul de droguri. Stupefiantele au fost aduse din străinătate și vândute în cantități mici în Brașov. Cei doi inculpați au fost reținuți și s-a cerut instanței să emită mandate de arestare preventivă. Unul dintre bărbații implicați a fost trimis în beciul poliției. În cazul celuilalt, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov a instituit măsura controlului judiciar, dar procurorii DIECOT din Brașov au contestat hotărârea. Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până când magistrații vor emite sentințe definitive în cazul celor doi bărbați implicați. Un turist din Republica Moldova a murit după ce a căzut într-o rupă în Piatra Craiului. Bărbatul în vârstă de 33 de ani era însoțit de alte 6 persoane, alături de care a plecat în expediție din zona Plaiul Foii. Tragedia s-a produs în zona Căldarea Padinei Închise. Turistul a căzut într-o rupă mai bine de 200 de metri. Imediat au fost anunțați salvamontiștii care au urcat pe munte pentru a recupera trupul bărbatului. Din cauza zăpezii mari, accesul în zona a fost dificil, iar intervenția salvatorilor a durat câteva ore. Începând cu prima zi din 2016, Regia Autonomă de Transport Brașov adoptă politica abonamentului unic. În planurile RAT intră eliminarea abonamentelor lunare pe una și două linii și înlocuirea lor cu un nou tip de abonament valabil pe orice linie din oraș, care va costa 70 de lei pe lună. În acest fel, călătorii vor plăti cu 45% mai puțin. Elevii, studenții și donatorii de sânge vor beneficia în continuare de reduceri speciale. Noul plan tarifar al RAT Brașov prevede eliminarea abonamentelor lunare pe una și două linii, dar și înființarea unui tip de abonament pentru toate liniile, plus linia 20, la prețul de 150 de lei pe lună. Abonamentele nominale pe toate liniile pentru o lună de zile vor costa 70 de lei, iar elevii, studenții Universității Transilvania și donatorii de sânge vor plăti 35 de lei pe lună pentru un abonament fără nicio limitare în privința numărului de călătorii. Noul plan tarifar emis de Regia Autonomă de Transport a primit deja aprobarea din partea municipalității și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Zeci de șoferi opresc zilnic neregulamentar petrecerile de pietoni sau în preajma acestora, punând în pericol atât siguranța pietonilor, cât și pe cea a circulației rutiere. În ultima perioadă, polițiștii locali au dat peste 940 de sancțiuni șoferilor care nu respectă legislația. Ați oprit exact petrecerea de pietoni? Pasibile sunt cu contravențiunea conform ordonanței 195 cu 2002, 2-3 puncte de două penalizare. Cei mai mulți dintre șoferii sancționați sunt conștienți că au parcat neregulamentar și își recunosc vina. Știați că nu aveți voie să opriți sau? Da, știam, da. Și de ce ați oprit? Nu, am încetinit și vreau să văd pe cineva, așteptam pe cineva și nu știam încotro să... S-au schimbat aici în puțin și na, asta este. Am avut o cunoștință, am avut de luat niște bani și pentru firmă. Aici nu se putea parca nici cu... Noi cărăm pâine de acolo, vă dați seama, cu lăzile în mână. Pentru neglijența de care au dat dovadă în trafic, șoferii au primit 2 puncte de amendă și 2 puncte de penalizare. Ne confruntăm deci cu un număr mare de opriri neregulamentare. În condițiile în care aceste opriri sau staționări au loc înaintea trecerilor pentru pietoni sau pe trecerile pentru pietoni, practic se pune în pericol atât viața, integritatea corporală a pietonilor, dar este un risc major care se produce și pentru ceilalți participanți la traficul rutier, respectiv ceilalți șoferi din trafic. Polițiștii locali le recomandă șoferilor să respecte legislația și să fie prudenți în trafic, mai ales că se apropie iarna. Controle vor mai fi efectuate și în perioada următoare. Deși poate părea greu de crezut, există brașoveni care nu vor locuri de parcare. Este vorba despre locuitorii din cartierul Răcădău. Aceștia au făcut o sesizare la primărie prin care semnalau faptul că spațiul verde este grav afectat de amenajarea unor noi locuri de parcare. Locuitorii din Răcădău au adus ca argument la solicitarea lor faptul că în zonă există și așa un excedent de locuri de parcare pentru cei care locuiesc aici. Mai mult, oamenii susțin că prin amenajarea unor parcări ar fi favorizat un operator privat care deține o sală de fitness în cartier. În
consecință, la solicitarea brașovenilor, Comisia Tehnică din cadrul primăriei a reanalizat situația și s-a renunțat la amenajarea noilor parcări. 15 zile. Doar atât a rezistat medicul Dan Grigorescu în funcția de consilier județean. El a avut cel mai scurt mandat din actualul legislativ județean. Doctorul Grigorescu și-a dat demisia din Consiliu pentru a nu fi în incompatibilitate cu funcția de angajat al Spitalului Județean. Ovidiu Dan Grigorescu a fost validat consilier în ședința de plen din 18 noiembrie. El este medic la Spitalul Județean Brașov de 25 de ani. Săptămâna aceasta a fost una de sărbătoare în toată țara, aducându-le românilor două zile libere. Luni, pe 30 noiembrie, a fost sărbătorit Sfântul Andrei, cel dintâi chemat la apostolie de către Mântuitorul Hristos, iar bisericile au fost ca de obicei neîncăpătoare pentru credincioșii care au vrut să se roage. Marți, 1 decembrie, românii au avut din nou zi liberă pentru a aniversa Ziua Națională. Pe 1 decembrie 1918 a avut loc Marea Unire de la Alba Iulia. În urmă cu 97 de ani, Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul s-au unit cu România. Ziua Unirii a fost sărbătorită cu mai puțin fast la Brașov în acest an. Autoritățile au luat această decizie în semn de respect pentru victimele din Clubul Bucureștean Colectiv. Parada militară a rămas principalul punct de atracție. Am avut peste 600 de oameni cu aproximativ 120 de mijloace care le-ați văzut și nu numai, pentru că pe aleea secundară vedeți și mijloacele care le vom prezenta publicului brașovean și nu numai. Așadar, cred cu bucurie împreună cu autoritățile locale că astăzi Brașovul a meritat o astfel de paradă. 1 decembrie este ziua cea mai importantă a poporului român, să ne bucurăm împreună, să sărbătorim așa cum se cuvine, să ne gândim la cei apropiați care sunt plecați din țară, în alte locuri pe acest pământ. La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani brașoveni. Am dorit să facem o manifestare pe Bulevardul Eroilor și nu în Piața Sfatului, pentru că am văzut că an de an vine tot mai mult lume să vadă această manifestare și sărbătoare de 1 decembrie. Brașovenii au venit în număr mare în centrul orașului. Mult ar trebui să însemne. Mulțumire, mândrie, solidaritate. Pentru mine înseamnă o mare bucurie ziua de 1 decembrie. S-a făcut Marea Unire și sunt foarte bucuroasă și vreau să fiu alături de toți românii. Să fie mândru că încă mai poate exista aici, că în afară nu chiar așa de bine cum credeți. Sunt foarte mândră că sunt româncă, că sunt în România, deși am fost plecată foarte mulți ani și cred că toți românii ar trebui să fie acasă. Mă simt foarte fericit că am mai prins și ziua asta la vârsta mea. Și bănuiesc că tot românul trebuie să simtă fericit. Ziua Națională a României ar fi putut să se transforme în tragedie în județul vecin Covasna dacă procurorii de ICOT nu ar fi dejucat planurile unui bărbat din Târgu Secuiesc. Potrivit unui comunicat emis de procuror, bărbatul a procurat mijloace și instrumente necesare confecționării unui dispozitiv exploziv improvizat pe care intenționa să-l detoneze în public pe raza localității Târgu Secuiesc pe parcursul desfășurării manifestației prilejuite de sărbătoarea zilei de 1 decembrie. Anchetatorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, ulterior acesta primind mandat de arestare pentru 30 de zile. Arestarea bărbatului a dus la o serie de proteste în județul Covasna, la care au participat sute de persoane din Târgu Secuiesc. Participanții la marșurile de solidaritate au adus pancarte și lumânări aprinse în piața Gabor Aron din Târgu Secuiesc și au scandat numele bărbatului, despre care susțin că este nevinovat. Cu
cunosc pe tatăl respectivului și cunosc și pe dânsul, pentru că are un magazin aici în centrul orașului. Noi să fim solidari cu Beca Istvan. Vă rog să eliberați, că nu este nevinovat. Nu este adevărat nimic. Acum urmează să vedem ce o să facă autoritățile și după aia o să vedem care o să fie mișcarea următoare, ca să dreptate într-adevăr să iasă în reveală și cei care au greșit, acum noi dorim să aia să și plătească greșeala. Și la noi a fost percheziție, și la mine și la domnul. Nu s-a găsit nimic, că n-a avut ce să găsească. La domnul Istvan este un interesant lucru, că el a comandat petardele astea anul trecut pentru Revelion și nu a sosit. A sosit acum 2 săptămâni. Cred că a fost trimis ca să aibă ce să găsească. Inculpatul arestat beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o sentință definitivă. Aparate pentru stimularea vizuală, a simțului olfactiv, stimularea auditivă și cea a simțurilor tactile. Acestea se găsesc acum într-o cameră senzorială a Asociației Copiii de Cristal și sunt folosite de terapeuți pentru a ajuta la îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor cu autism și alte tulburări asociate. Dotarea și amenajarea camerei senzoriale au fost posibile datorită unei campanii de strângere de fonduri și galei de caritate Deschideți Inima. Cea de-a patra ediție a Galei de Caritate Deschideți Inima a fost organizată pentru sprijinirea persoanelor diagnosticate cu autism și tulburări din spectrul autismului. Cu suma strânsă în urma evenimentului organizat de Fundația Cronoșpan, a fost amenajată camera senzorială. Această cameră este dotată cu aparatură care să ajute copiii să exploreze atât ceea ce înseamnă senzații pe partea de auditiv, pe partea de vizual, tactil, motric, ceea ce olfactiv. Vreau și eu să le mulțumesc celor de la Cronoșpan că s-au alăturat intenției noastre de a oferi o intervenție cât mai complexă în recuperarea copiilor cu autism, pentru că de multe ori partea emoțională, senzorială se neglijează. Noi dorim ca copiii să învețe cât mai multe lucruri, să știe, să citească, să scrie, să știe culori și așa mai departe, însă neglijăm că ei sunt și emoție, sunt și senzație și de foarte multe ori au deficite pe partea aceasta. Și atunci această cameră vine în întâmpinarea acestor nevoi. Faptul că poți să creezi anumite figurine sau poți să-ți creezi anumite trasee, să modelezi aici și faptul că schimbă culorile de undeva de la un buton, așa, din nou îi face să fie atenți și să fie concentrați pe sarcină. Acesta este o perdea de lumini cu fibră optică și stimulează vizual foarte bine și ajută ca copilul să se relaxeze. El schimbă culorile și atunci poate să stea aici, ai pierzi minute, chiar o oră, dacă lași aici, poate să stea. De asemenea, și pe partea tactilă se simt foarte ok și le pot lua, le pot simți. Aducând copilul care este suprastimulat, adică este agitat și deja vine de la grădiniță, de acasă, speriat sau face plânge, se lovește, aducând în această cameră, noi deja economisim foarte, foarte mult timp, se liniștește, vedem care specialistul poate constata care este stimulul care l-a făcut să devină agitat. Copilul este liniștit și atunci, din momentul acela, se poate începe terapia. Pentru că până acum durea poate chiar o oră sau poate chiar nu se putea lucra deloc cu copilul, se pierdea timp. În anul 2014 ne-au impresionat beneficiarii Asociației Copiii de Cristal, pentru care am organizat mai multe campanii de strângere de fonduri, atât campania 2%, cât și Gala de Caritate Deschideți Inima. Iar ce vedeți aici este rezultatul acestor eforturi, rezultatul și sprijinul comunității locale, care a răspuns în mod favorabil, atât mediul de afaceri, cât și mediul politic, mediul artistic. Am beneficiat în primul rând și de ajutorul excepțional al artiștilor operei din Brașov. 69.000 de lei, aceasta este suma pe care au primit-o reprezentanții Asociației Copiii de Cristal pentru amenajarea camerei senzoriale. Aici vor fi tratați 72 de beneficiari cu vârste cuprinse între 2 și 57 de ani. Mulți dintre aceștia provin din familii cu venituri modeste, cărora asociația le asigură plata terapiilor, cu ajutorul sumelor atrase prin acțiuni de strângere de fonduri și evenimente caritabile. Persoanele aflate în impas au de acum la dispoziție o nouă linie telefonică gratuită. 6 operatori de meserie, psihologi sau sociologi, sunt pregătiți la orice oră din zi și din noapte să vă asculte și să vă ajute în orice problemă legată de acte de violență domestică, la care fie sunteți supuși direct, fie doar asistați. 0800 500 333 este numărul la care puteți suna dacă sunteți agresați. Numărul este gratuit și a fost lansat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.
Operatorii acestei linii telefonice sunt psihologi și sociologi care au rolul să ofere sprijin victimelor. Practic, cei care sună trebuie să se identifice și să ofere date despre agresiunea la care au fost supuși pentru a li se întocmi o fișă, ca mai apoi operatorii să poată direcționa victimele către autoritățile competente. Din raportul oferit de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, anul trecut au fost 142 de astfel de cazuri înregistrate oficial. În realitate, însă, fenomenul este mult mai amplu. Pe lângă suportul psihologic, victimele vor putea beneficia și de locuințe în regim de urgență pentru 48 de ore, acolo unde este cazul. Cursurile de prim ajutor ar putea deveni obligatorii pentru elevi și studenți. Asta prevede un proiect de modificare a legii educației aflat în dezbatere publică până la sfârșitul lunii. Propunerea a fost semnată de 37 de parlamentari și depusă la biroul permanent al Camerei Deputaților. Și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ susține ideea, iar specialiștii din sistemul de urgență spun că ar fi suficiente chiar și 2 ore pe an. Datele statistice arată că 70.000 de români își pierd viața anual pentru că nu sunt resuscitați la timp. Troițele din Șchei ies la lumină. Albume, pliante și hărți aduc informații despre comorile până nu de mult ascunse ale Șcheiului. Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov a implementat în municipiu, în perioada iulie-decembrie, proiectul cultural Troițele din Șcheii Brașovului, Mărturii ale Timpului. Proiectul a urmărit valorificarea patrimoniului cultural din Șcheii Brașovului. Odată cu implementarea proiectului, brașovenii și turiștii vor beneficia de informații referitoare la istoria și valoarea patrimonială a troițelor. Totodată au fost stabilite și 3 trasee turistice pietonale și pentru biciclete care au fost marcate după normele europene în vigoare. A fost gândită și creată o hartă cu 3 trasee turistice. Aceste 3 trasee turistice ating cele 36 de troițe din Șcheii Brașovului. Harta se regăsește într-un plian de promovare turistică, plian care a fost editat atât în limba română cât și în limba engleză pentru turiștii străini. În cadrul proiectului au fost tipărite publicația ilustrată Troițe și Cruci din Șcheii Brașovului, 800 de albume de fotografie, 800 de pliante hărți în limbile română și engleză, dar și 2000 de cărți poștale reprezentând troițe din Șchei. Troița, care are cel mai însemnat rol în activitățile și evenimentele junilor, este crucea capitanului Ilie Birt din Piața Unirii, dar și crucea de pe coasta Prundului, în care au loc evenimente ale junilor tineri, este deosebită. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 72.000 de lei. Liza Petrusău este o tânără brașoveancă ce duce cu mândrie numele României pe meleaguri străine. Muzica a fost pentru ea, încă de la vârste fragede, o pasiune. La 18 ani a plecat la facultate în Scoția, unde a început să compună și să-și producă singură cântecele, iar pentru a se întreține a fost nevoită să-și găsească un job. Nu s-a gândit însă niciodată că va ajunge să fie cunoscută în diferite colțuri ale lumii, datorită muzicii ei. Că o să fac muzică. Îmi plăcea să... Cred că fiecare copil cântă, dacă stau bine să mă gândesc. Dar la vârsta aia îmi gândesc cea gata. Din cântăreață. Să cucerez lumea. Nu. Și atunci eram așa. În stilurile mele mai dubioase. În străinătate s-a simțit marginalizată din cauza faptului că este cetățean român. Asta nu a descurajat-o. Ba dimpotrivă, a decis să demonstreze întregii lumi de ce sunt în stare cu adevărat românii. Vreau ca oamenii să știe că nu stă treaba chiar așa. Și că fiecare țară are și oameni buni și oameni răi. Asta a fost și ideea, în primul rând, cu muzica. Era și un mod de a exprima ceea ce simțeam. Și, nu știu, și un mod de a conecta, cu oamenii și de poate le arăta un pic cu altă față față de români, având în vedere că eu sunt româncă și ei automat știau asta. În 2013 a lansat un mini-album intitulat The Traveler's Song, iar în 2015 albumul Running with the Wolves, care a ajuns imediat cunoscut. Melodiile ei sunt ascultate în China, Japonia, Peru, dar mai ales în țările europene. Visul muzical al brașovencei noastre nu se oprește aici.
Cred că e momentul oportun pentru a progresa și pentru a lucra cu mai mulți oameni mai experimentați decât mine. Și producătorul cu care să lucrez e destul de faimos și lucrase cu trupe foarte mari din Marea Britanie și înainte și acum. Și o să am, sunt foarte norocoasă că am parte de muzicieni foarte bine, foarte bine pregătiți care să cânte pe albumul ăsta. Și domnilor, acestea au fost primele știri ale zilei la Mix 2 TV. Rămâneți alături de noi, urmează știrile din sport cu Răzvan Țirea și Vremea cu Mara. Sunt Laura Angelescu, pe curând! Bună dimineața și bun găsit la știrile din sport. Patinatoarea de viteză a Coronei, Mihaela Hogaș, s-a calificat la Jocurile Olimpice de tineret, după ce a obținut punctele necesare calificării la etapele de Cupa Mondială de Junior de la Groningen din Olanda și de la Berlin din Germania. Sportiva antrenată de Bogdan Stănescu a ocupat locul 21 în proba de 500 de metri, în care a câștigat cele 4 puncte de care avea nevoie pentru a merge la Olimpiadă. Aceste competiții au fost criterii de calificare pentru Youth Olympic Games 2016. În luna decembrie, Mihaela Hogaș va participa la campionatele naționale de seniori, unde are ca obiectiv clasarea pe podium, chiar dacă este încă junioară. La Olimpiada de tineret, Mihaela Hogaș își dorește clasarea în primele 6 locuri. De asemenea, sportiva țintește o clasare pe podium la concursurile internaționale din ianuarie 2016. Prima ediție a Promo Rally Brașov s-a bucurat de o numeroasă participare. Organizatorii așteaptă și mai mulți concurenți la cea de-a doua etapă a competiției, care va avea loc pe 13 decembrie, pe un traseu amenajat pe locul fostului stadion municipal. Cei care doresc să-și arate calitățile de piloți se pot înscrie la cursa de duminică până joi, 10 decembrie. Promo Rally Brașov a fost o reușită. 35 de piloți amatori au luat startul la prima etapă a competiției, care se bucură de o susținere tot mai mare din partea comunității sportului cu motor. După binecunoscutele școli de pilotaj Napoca Rally Academy, Hobby Sport și Giri Rally School, care oferă cursuri de pilotaj sportiv câștigătorilor, piloții seriei se vor lupta pentru încă un premiu foarte atractiv, debutul efectiv într-o competiție oficială. Unul dintre câștigători va lua startul într-o etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop, grație implicării celor de la Sibiu Rally Team, care pun la dispoziție întreaga logistică și mașina de concurs pentru cel care va câștiga Promo Rally Brașov. Piloții amatori se pot înscrie la Promo Rally 2 până joi 10 decembrie, competiția fiind programată pentru duminică 13 decembrie. Un număr total de 45 de concurenți va fi acceptat, mai mult cu 10 decât la prima etapă. Punem punct aici știrilor din sport. Sunt Răzvan Țirea, urmează informațiile despre vreme. Am regăsit, sunt Mara și vă aduc informațiile despre vreme. La nivel național, temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 10 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat. La Brașov vom avea astăzi un cer variabil. Își fac apariția norii, dar vor fi și momente cu soare. La capitolul temperaturii mai câștigăm un grad față de ziua anterioară. Maxima se va opri la 7 grade Celsius. Nici în următoarele zile nu vor fi modificări notabile. Marți vor fi 6 grade, miercuri 7, iar joi maxima termică nu va trece de 3 grade Celsius. Atât deocamdată despre vreme, sunt Mara și ne revedem mâine dimineață pentru primele informații.